Aflată pe ultimul loc în clasament cu numai 18 puncte, Petrolul a ratat ultima șansă de a se salva de la retrogradare. În meciul de sâmbătă cu adversara directă la retrogradare, FC Voluntari, Petrolul n-a făcut un meci reușit, jucând chiar și o oră în inferioritate numerică. Involuntar, jucătorul Benga a pus umărul la retrogradare. După ce a provocat penaltiul din care ilfovenii au deschis scorul și a lăsat echipa în 10 jucători, fiind eliminat în minutul 35. Însă nu Benga este autorul retrogradării Petrolului, ci ultimul sezon cu frământări la nivelul FC Petrolul și cu spectrul insolvenței deasupra capului. Petrolul a avut ocazii din care putea egala, însă lipsa de concentrare și motivația au făcut ca cei care să marcheze să fie tot jucătorii de la FC Voluntari, care astfel au avut cele mai mari șanse să prindă locul de baraj. Meciul s-a terminat cu scorul 2-0, făcând ca ultimele două meciuri ale Petrolului cu Concordia Chiajna și CSU Craiova să fie fără nicio miză.